Acum, de tuturor ne va povesti despre iazurile, lacurile satului Rediul Mare, pescuitul, pescarii care își aduce aminte de cândva, actual, și poate ceva istorie din copilărie legate de pescuit. Vă rog. Să începem cu iazul de la brigadă, cum se numea. Deși se numea iazul de la brigadă, că acolo pe timpuri au fost brigade tractoare, mai sus, pe închisc. Și iazul de la brigadă a fost construit, a fost de tractoriști. El a fost făcut. Acolo mai mult scaldau copiii din sat și maturii, se scăldau. Era și pește, dar nu prea acolo prindeau. Mai mult se scăldau. Pe Era urmă, mai curată apa, da, probabil. era mai curată apa acolo era. Mai la vale, de iazul de la brigadă, era iazul de la găinărie. Era iaz tot mare, mai mare ca la brigadă. Și acolo deam era pește mai mult. Era pește și carp, nu prea mult, dar caras era mult. Fiindcă acolo era iazul, îl hrăneau când băteau grâu, mai în scurt, gozurile care erau, le duceau la iaz. Acolo trăgeau năvodul. Mai la vale de iazul de la Gânărie, iazul de la Porcărie, se numea. Acela tot trăgea năvodul acolo și tot era hrănit peștele. Și era mai comod de tras. Aici la Gânărie era cu două coți. Dar iazul de la Porcărie era în fel dreptun și era tare comod de tras năvodul. Pe urmă, mai la vale era iazul de sub pădure, cum numeam noi, de la Zurloaie. Tot mare iaz, era carp mare, acolo dacă se aninau, trupeau toate uneltele. Trebuie tare și iscusit să-l scoți. Alt iaz care tot pe teritoriul satului de mare a fost iazul de la Hotari. Tot era pește, dar nu într-așa Între satul Rediu Mare și satul Dondușeni, Dondușeni. da, la Hotar. Era iazul de la Hotar, tot iaz bun. Dar nu, prindeau și acolo, dar mai puțin. Alt iaz care fost iazul de la Uncu. Fost mulți ani, nu prea l-au folosit, că era ruptă izătura acolo și nu prea era apă. Dar între iazul de la Ungu și de la Hotar mai era un iaz mic, Apă de la Agute. era iazul de la Agute, de acolo mic, era unii îl foloseau tractoriști, că acolo se alimentau cu, cum s-ar zice, bocile astea, încărcau apa și stropeau livezele. Și nu-l foloseau de Oamenii pescuit. evitau ca să Da, nu fie contaminat cu chimicale. dar era iaz mic acolo. Special a fost făcut pentru așa chestii să alimenteze de acolo cu apă. Așa. Următorul. De iazul de la Uncu am spus. Pe urmă, după o trecut ani, a fost iazul de la Uncu, a fost făcută iezătura de Anatolie Samsonov, făcut gospodăriește acolo, întărită, făcut-o mai lată, mai înaltă, pus pliți de beton acolo. Anatolie Samsonov e locuitor a satului de mare? Nu, la Dundușeni, din orașelul Dundușeni. El a decedat. L-a luat în arendă, Dar în iaz. arendă, atunci, pe 99 de ani, l-a dat în arendă. Am Dar pe înțeles. urmă a fost schimbat contractul și soția lui. E, cum s-ar spune, e În răspunde continuare, în da, o continuare, arendează. dar e seama acolo și verba Sergei. Ok. Ea se ocupă. Următorul. Următorul iaz la Cibotarencu. Tot e bun iaz, tot curat. Tot cu pește, înainte era mult pește și acum este, dar e tot în arendă. E dat, îl ține Potângă, Igor, tot locuitor a orașelul Dondușeni. Și pe vremuri erau grădinile de Da, zarzavaturi. grădini de zarzavaturi, acolo se puneau de astea,
Legume. Legume și udau din iaz. Și la care iaz mai erau așa? Era de la iazul de la găinării, de la porcării, tot, că au fost și acolo, au fost grădină de legume. Mm-hmm. La hotar tot? La hotar, nu țin minte, nu, nu a fost, acolo nu a fost grădină. La este iazuri de la Cibotarencu și de la găinării și de la porcării. Mm-hmm. Trăgeau. Okay. Și de spăduri. Alt? Alt iaz, care pot vă spun, iazul de la Sărături, cum îl numim noi. El mulți ani a fost izătura ruptă și nu-l folosă. Era apă, dar puțin acolo se beau cereala de vașcă, acolo pășteau vașile la Sărături. Dar el cam unde se află iazul ăsta? Între ce sat? Iazul vecin cu satul de mare? Satul Rujnița, mai încolo, pe vale, de-am... Rujnița și apeste da. Satul Redimare din raionul Ognița. Da, cum ziceam noi, gara Redimare. Dar e mai aproape de satul nostru. E, uh-huh. Iazul. Da, pe urmă, cu timpul, de-am s-o strâns sătenii noștri, au pus bani și au făcut izătura, au făcut-o tot gospodărește, au lățit-o, au înălțat-o, au pus pliț acolo. Și... este pește, dar nu-i păzită el, când ar fi păzită, ar fi altă. Okay. Da, nu e în arendă. Dar pe vremuri au fost și iaz chiar în mijlocul satului și câteva iazuri care au fost pe teritoriu chiar da, în mijlocul. Da, au fost în mijlocul satului, au fost când eram noi copii, pe anii 70, au fost iazul din centru satului. Era iaz tot mare, mărișor, era pește. Carp era caras. Prindeau, nu prea prindea sătenii că stemeau să nu-ți contamineze, că mai merge, doar știți de bună oarg la noi, se începe răutul. Râul răut. Și iazul era pe cursul răutului. Da, pe cursul răut și de-am înainte oamenii mai puneau deșeuri pe la capul grădinului și când ploua scurgeau. Ai scos zoile, se dușeau și temeau să mănânci pește, dar peștele era bun. Care vroiau, prindeau, nu îi alungau, nu nimic, nu era păzit. Așa, și alt iaz care mai era? Era chiar iaz a fost lângă grădina noastră, un iaz. Tot pe cursul răutului? Da, tot pe cursul răutului. El se primește până înainte de iazul din da, centru da, satului, da, era iazul ăsta? Iazul din centru satului era mai la vale, mai era, da. Așa. Întâi era iazul acesta. Și eu eram mic. Țin minte când i-au dat drumul. Era pește mare, tot carpul era, caras era. Cam erau... câte kilograme puteai sprinzi aici în fundul grădinii? Ei, din iaz? Nu pot spun câte frață mai mari ia țin minte. Pescuiau. Da, mai pescuiau. Fratele mai mare, dedul Victor, el mai pescuia. Dar fratele mijlociu, care e mai mare, cu 5 ani, tot așa, numai să juca. Și pe urmă de-am iazul s-o termina, da? Da, eu da drumul și de-am nu mai fost, de-am pe urmă să mai strângea apă, dar noi când eram copii, iară ne jucam hochei și ne jucam pe iaz. Și mai fost mai, încă mai, de unde se înceapă răutul, a fost un iezășor acolo la Jugostran, public. Da, și mai era un om care făcea mături, îmi pare că... Da, 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 era Ignat Mihail. Chiar în grădina lui a făcut un iezășor acolo. E, dar cu timpul pe urmă s-a împăpurit, s-a mai mălit. Și... dar cu părere de rău, în ziua de azi, iazurile, cum... cu timpul au plouat, ploi mari au fost, au mânat astea și iazul de la găinării, de la porcării, de sub păduri, e mult mălă, e apă puțină și mălă e mult. Peștele, dacă anotimpurile e cald, vara, peste măsură, la pește trebuie oxigen și să năduși peștele, ia ca și ei. Deci au fost și cazuri când a operit mult pește din cauza lipsei de oxigen. Da, chiar anul trecut
Iazul de sub pădure, de la Zurloaie, în arendă, Valeriu Harabar, care este lider la noi în sat, și uneva vreo 10 toare de pierți s-au înădușit. Și carp, și caras, și tolstolob, au fost vreo două prițepuri duse. Două remorci. Vreo, da, două remorci au fost îngropate. Așa. Din cauza... Dar pe vremuri, cum era, cât pești era în iazurile astea de la, de pe sat, de pe teritoriul satului? Care erau, peștele era hrănit. A, păi de asta pot să vă spun niște istorioare, dar adevărate, care într-adevăr când eram eu copil, așa. Puteam, mai pescuiam, fratele meu, mai mijlociu, care mi-e mare cu 5 ani ca mine, Valentin, era mare amator de pescuit. El și acum tot e... Da, dar numai că nu cam mai greu, că iazurile sunt luate în arendă și cam nu prea ai unde te duci, trebuie cu permisiune. Și atunci tot erau păzite, dar iazul de la Găinărie, unde v-am povestit, pe Chisc era făcută ferma de porci. Acolo lucra tatăl nostru, era căruțaș acolo. Și vara, acolo în bisterci, cum s-ar spune, era o păreu mâncare urloială, fășeau mâncare la porci. Și era ca un fel de caș, baltușc se numea. Fratele, Valentin, se ducea, lua o caldare de mâncare și o da acolo la izătură, la găinării. Și când începea a prinde, mai în scont într-o oră, în plesiat, că dar era frumos caras, deci al lat, 250-300 de grame și mai mult. Și era peștele gustos, era gras și dulce. Și... Cam într-o oră, cam cât prindea? O setcă, deși e împletit, uneva 10 kg. Și cât de des? Se dușea des, dar deși prindea așa, era secretul când mama noastră îi făcea aluatul. Aluat cu ou, cu, și el mai pune acolo prăjă uloi, avea valeriancă și avea noroc mai în scurt la... Le-a spus un secret la pescari, care poate nu știau și acum a descoperit. Da. Și vă spun o istorioară, m-a luat și pe mine, dar eu eram mai mic, prin clasa a doua, a treia, și m-a învățat să prind și eu. Și ea că ne-am dus odată, tot la Găinării, pe izătură prindeam. Când acolo, da, era paznic care păzea iazurile, era Pavlușa Cărărușa, Pavlușa Lumelinte, așa noi zicem. Și era cu tacean, cu cal. Mai scurt, o strigat de acolo de afară, vine Pavlușa, vine fratele, de-a mea era setca plină și mi-a spus mie, că e unde ți-le tu din urmă și ai să ascuns, eu mă duc înainte. Și pe malul iazul a luat-o la fugă, e la setca grea, dacă era plină, vreo 10 kg. Mai scurt, paznic Pavlușa ăsta l-a văzut pe fratele de pe vârful dealului și s-o lua din urma lui cu tacianca, fratele, de-am ridicat dealul, se ridica la deal, el ajungea din urmă. Și fratele a zvârlit setca cu pești în grâul, în un stâlp. El nu a văzut că era în vale pe Pavlușa. Fratele a regat că acolo era punte, era între ferma de găini și ferma de pui, era pe altă. Pe alt deal, în cealaltă deal după iaz. Și când Pavlușa zice, uite, nu-i fratele, setca nu-i în mână. Mă aștepta căuta și nu o găsea. Dar acolo era un lucrător la fermă de nelepși. Și au văzut unii frate și i-au arătat tot. Dă-te mai la stânga, mai la stânga și eu o găsă peștele. Dar lucrătorul cealaltă, cine era el? Era un mahalagiu, cumva, sau nu? Nu, acela nu era mahalagiu, cu noi el lucra lucrător acolo la ferma și de... Uh-huh. Da. Ok. Ce vârstă avea fratele atunci când... Avea vreo 13-14 ani, avea, așa. Așa.
Avea și altă istorie. Dar nu s-a adresat pe urmă paznicul la... A, pe paznicul pe urmă că tata nostru lucra acolo și zicea că Alessandro ștrăfuiesc, ea ca fiorul prinde pește și tata i-a zis, de peștele înapoi și că mă amendam. Stai, pentru ce să mă amendez? Deci că da, tata i-a zis, dar și... Păi, Pavluș, așa el a numărat pieștele în ias. Da, și alte de istorioare, tot legat cu pescuietul. E, dacă fratele-o pățit cu i-a luat pieștele, zic că mai mult nu ne-l-a luat. Și s-a dus cu doi prieteni tot, un verișor de-a nostru, Anatol Cibotaș, cu prietenul lui de copilărie, care învăța într-o clasă, cu Victor Axenti. S-a dus și prindeau. Da, acolo prindea și cu dânsul de pe Mahala, un vecin. Eu nu mai spune o numele. Dar lui, da, de ce nu? Poate... E Gavdiuc, Pietru. Așa, dar cum era el încă poregla? Pietru Rareș. Și, da, el era prieten cu ohranicul ăsta, cu Pavlușa. Și lui da voie să prindă. Și tot nu știu ne-au strigat, ei prindeau acolo pe izitură, au strigat că ia ca vine Pavlușa. Dar ei au luat, era acolo lângă s-a ea. S-au ascuns undeva. S-au ascuns în niște brusturi mari. Dar ia pietre, ăsta vecinul tot și el. De, chipurile s-a ascunde și el. S-au dat din urma lor. Când se ieșideau ascunși acolo... S-a uitat, s-o oprește ohranic, s-o oprește pe... Cu calul, cu... Calul, cu... S-o oprește, s-o dă jos și vine drept înspre dânsă, vine... Când gata era la vreo câțiva metri, dar fratele, când o văzuși, când s-a smâncit, a luat pește. Dar cum s-a întors, adică cum o... Când se uite, vine Pavlușa, vine de... Când întoarci capul, dar... Ia pietre, Pietru Rareș. S-a ridicat în picioare și arăta cu deștul, era ta. Ia ca ei să aici. Da, e, da. Nu spune cuvinte, da, arăta. Da, dar el le arăta, ia ca ei să aici. Fratele m-a întors că nu văd că nu s-a zmunșit. Și în momentul ăsta când s-a zmunșit, un cârlic de la unde ți-a intrat în deștul, la verșorul nostru, la Anatolie, la Cibotari. Ei la fugă, așa la plânge, mai în scurt, au venit în sat, dar pieștele nu l-au mai lăsat. Și de-am s-o dus acasă la Victor Axente, la Gea Ștefan, Gea Ștefan Anaghi. Și așa la cu niște clești de fier, i-au tăiat cârligul și i-au scos. Ia că asta o istorioară și apă... Dar na vodul, cum străgea? Cât pești scoteau? Mult era? Puțin era? Cam era cât? Cantitatea? Mult era pești tari. Pot să vă spun o istorioară care chiar cu ochii mie am văzut-o. Mai în scurt ne-am dus noi la pești cu prietenul meu de copilărie care învăța într-o clasă cu Rusu Anatolie. Ne-am dus, noi eram prin clasa 4, a 5 eram... Ei, prindeam la iazul de la porcării. Toate iazul găinării și la porcării chiar alături. Știam noi când catam, vin oameni, vine o mașină, a venit un gaz 52 care e samosfal și apoi căruț, bistarc. Oamenii au venit mulți, băi, și venit. Când ne uităm noi, au întins na vodul, stragă na vodul. Ei, dacă trag la vodul, ne-am dus și noi să ajutăm, dar și noi eram. Chipurile să ajutați. Da, chipurile să ajutăm. Am început a trage. Ei și noi am apucat, tragem și noi. Dar acolo erau oameni, bunici oameni. Când pe la o jumătate de iaz, gata, la vodul nu-l puteau trage. S-au gândit că s-au aninat la vodul în ceva. Într-o parte au aninat mașina, trage, într-o parte căruța, bistarca, cai, trageau. Ei au scos na vodul, când au scos plin cu pești. Mai în scurt, mașina aceasta, gaz 52, aproape umplut-o cozua cu pești și încă trei poloboși. De-am ohranii cu ăsta, Ghea Pavlușa, le-au dat și la lume. De-am ne-au dat și nouă la copii care eram, care chipurile am tras. Chipurile am da. Ajutat. Ne-au dat nici un pește, el de-am venit acasă, îl trăiem pe pământ.
Și ea ca asta istorioară tot dinspre... Părinți s-au mirat când au văzut. Da, s-au mirat, mama îmi zice și... Cine ți-o dat de unde? Zice că ea că-a întras în avodul. Dar fratele Valentin, de-amă, mama noastră săturasă de atâta pești și zice, măi, Valea, măi, nu te duci, că de-amă m-am săturat de curățit. Taci, mamă, de-amă, Valea și fășesc, scula la ora 5 dimineață. Și mama-i fășea, a luat să dușești până la... Dar tata îi spune, la ora 7 să fie acasă, că trebuie să duci vaca la șereadă. Și el vine, într-un ceas prinde, o set că vine acasă, de-a mama da pe mahalau, îi da lui nana noastră care ne-a botezat, nașa Liza, al nașa de cuț, și apoi lui chiochea Anica, lui Gheavania, lui Vasilic, tot îi da pește, na, curățâți și mâncați. Iată așa, era mai scurt pește mult, acum ai dorul să duc sprinde lumea, dacă n-au unii sunt arendă și nici nu mai sunt iazurile cele care erau pe timpuri. S-au mălit. Dar despre pescare, care sunt pescare actuali mai aprinși, așa, mai înflăcărați? Care mai înflăcărați și vă spun așa, da, cel mai profesional care din sat, care... După părerea dumneavoastră. După noastră e Harabar Valeriu, da, într-adevăr, el și-a citit literatură despre pescuit și... Harabar Valeriu și fratele lui, Harabar Viorel. Cine este? Axenti Victor, tot bun pescare. Rusu Anatolie, prietenul meu de copilărie. Și Mahalagiu. Și Mahalagiu, da. Beșleaga Ion, Melnic Ion, Melnic Victor, tot pescar. Chiseliță Leonid, Carp Anatolie. Carp Andrian, fișorul lui, Radu Axenti, fișorul lui Victor Axenti, Bodorin Vitali, Postolache Valeriu, Postolache Valentin, care să mai spun, Albot Victor, poate mai sunt și alții care nu i-am numit, să mă scuze, dar... Care... Dar din pescari care de cândva, care nu mai sunt, poate vă aduceți aminte cine au fost pe vremuri? Pe vremuri cine au fost? Gavdiuc Petru, Rusu Ivan, au fost Chisăliță, Dragalin Nicolae, și apoi a fost Negulean, Postan Petru, Harabar Victor, mai scurt au fost mai mulți, și Aslivi Victor au fost, și alții. Nu poate pot să-i numesc pe toți. Da. Aici e multe de vorbit. Ok, mulțumim. Deaca asta... V-am spus despre iazurile și pescare din satele de mare și istorioarele. Mersi mult!